Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Creștinii din Pakistan trăiesc cu frică după arderea Coranului în Suedia. Episcopii europeni condamnă arderea Coranului, iar Uniunea Europeană vrea să garanteze un respect mai mare pentru religii și simboluri sacre. Rămâneți cu noi, avem și alte subiecte interesante, începem chiar acum. Un nou raport al Institutului pentru Cercetarea Politicii Evreiești sugerează că migrația evreilor atât din Rusia cât și din Ucraina către Israel ar putea atinge niveluri de exod. Raportul, care se bazează pe date de la Biroul Central de Statistică din Israel, constată că dacă tendințele continuă, atât Rusia cât și Ucraina ar putea pierde majoritatea populației evreiești în următorii ani. Vine cu detalii colegul nostru din Spania, Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit! Care sunt motivele pe care le văd analiștii pentru acest exod, așa l-au numit, exod al evreilor din Rusia și Ucraina? Este clar că evreii din Ucraina, în special, se tem de invazia rusă. Exodul a început odată cu anexarea Crimeei și a continuat apoi în masă după invazia Ucrainei. De asemenea, în Rusia, rabinul șef al Moscovei a fost declarat un pericol pentru țară, ceea ce este un semnal pentru ei că este timpul să părăsească Rusia, Rusia și Ucraina. S-au temut să nu fie încorporați de asemenea în armată, să nu fie chemați la arme, să nu fie implicați în acest război. Chiar dacă Israelul s-a declarat neutru în acest conflict, a oferit totuși sprijin de apărare Ucrainei. Până acum a fost foarte încet în a oferi sprijin militar de atac. Dar acestea, tendința Israelului este de sprijin al Ucrainei. Drept pentru care evreii care locuiesc în Rusia se tem pentru siguranța lor, de asemenea evreii care locuiesc în Ucraina se tem pentru siguranța lor. Exodul a început, cum spuneam, în 2014, odată cu anexarea Crimeei, dar 2022 a fost cea mai mare mișcare de mase dinspre Rusia și Ucraina spre Israel. Se știe câți evrei au plecat în Israel? Există apeluri de mobilizare din partea zonei politice, religioase? Da, doar în 2022, 43.685 de imigranți evrei au sosit în Israel din Rusia și alți 15.213 din Ucraina. Se calculează că de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, în jur de 80.000 de evrei au plecat din Rusia și Ucraina către Israel. Raportul arată că dacă această tendință se menține până în 2030, 80-90% din populația evrească din Ucraina va fi emigrat în Israel și peste 60% din cea din Rusia. Raportul definește un exod ca fiind plecarea unei populații în număr de peste 50% într-un deceniu dintr-o țară. Și aceste cote se pare că vor fi atinse în curând. Raportul citează trei mari cazuri în care imigrația evrească în Israel a arătat ca un adevărat exod.
Puteți să ne ajutați să reperăm aceste trei cazuri și cât de mult influențează aceste exemple pe cel de față? Da, primul exemplu citat este Germania nazistă din anii 30, apoi Africa de Nord în anii 50-60 și al treilea destrămare a fostei Uniunii Sovietice în anii 90, după căderea comunismului. De atunci încoace, aproximativ jumătate dintre evrei sovietici au plecat în momentul respectiv, iar în medie de 16-20 de mii de migranți evrei au venit în Israel în fiecare an din Rusia și Ucraina până în 2003. La ora aceasta, așa cum m-a întrebat și la întrebarea trecută, dacă sunt îndemnuri din sfera politică, rabinul șef al Moscovei, de fapt fostul rabinul șef al Moscovei, Pinchas Goldschmidt, care a fost, s-a exiliat în Israel din cauza că a fost declarată fiind agent străin, spune: Rusia s-a transformat în rău, este prima dată de la începutul războiului când un lider religios este declarat agent străin și definit de guvernul rus de o amenințare ostilă. Este foarte probabil că acest lucru să însemne începutul unei noi campanii antisemite împotriva comunității evreiești din Rusia. Am cerut anterior comunității evreiești locale să părăsească țara înainte de a fi prea târziu, a spus el. De aceea putem să ne gândim că este un al patrulea moment în care evreii să trebuiască să emigreze în masă dintr-o zonă în conflict. Sperăm să nu fie așa, dar indiciile arată că este posibil să fie așa, iar evreii, de-a lungul istoriei, și-au învățat lecția. Când văd pericolul, nu așteaptă să se ajungă la extremele Holocaustului, ci pleacă înainte. Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni. Mulțumim mult! Noi rămânem în continuare aici la Lumea Religioasă și comentăm cu invitatul de astăzi, pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit! Ce semnale transmite acest raport? Faptul că, iată, Rusia și Ucraina își poate pierde majoritatea populației evreiești în următorii ani. Este o pierdere foarte importantă din punct de vedere economic pentru Rusia, cât și pentru Ucraina. În același timp, este și pierderea unui potențial uman de o inteligență peste medie. Să nu uităm, dacă ne raportăm la câștigătorii premiilor Nobel, un număr impresionant sunt din marea familie a evreilor. Pe de altă parte, este un semnal dureros pentru Rusia și pentru Ucraina, pentru că această colectivitate a evreilor este una extrem de veche. Evrei din primul exil, prima luare în robie în perioada siriană, ajunși undeva în partea de nord a Siriei, apoi în partea de nord a Iranului, cu o trecere printre Marea Neagră și Marea Caspică, lucrul acesta s-a întâmplat cu mult înainte de Hristos, iar colectivitatea aceasta a crescut, apoi a fost un imperiu numit Imperiul Cazar, care a dominat peste 1 milion de kilometri pătrați între Marea Neagră și Marea Caspică, nordul Mării Negre, pe unde este Ucraina și parte din Rusia, iar această colectivitate evrească s-a dezvoltat foarte mult. Nu au părăsit zona aceea în condiții destul de grele, invaziile mongole, războaiele rușilor cu mongolii, cu Hoarda de Aur, și totuși evreii au rămas acolo. Aceasta ne spune că situația politică și restrângerea libertăților religioase de acum sunt de așa natură încât, iată, provoacă un exod care nu a fost provocat de nimic altceva înainte. Dar, într-adevăr, a fost imediat după spargerea Uniunii Sovietice, după destrămarea ei, dar a fost un exil economic. Acum este vorba de un exil politic și un exil de supraviețuire. Și lucrul acesta spune mult despre situația din Rusia, din punct de vedere religios vorbind. Comutând discuția în plan religios, lumea religioasă evanghelică cu siguranță va vedea în acest exod o altă tendință, o altă explicație. Da, o explicație care a mai fost abordată.
pentru că foarte mult se așteaptă ca statul evreu să fie refăcut la un anumit statut, să fie reconstruit templul din Ierusalim și, bineînțeles, aceasta ar da naștere unui război cu lumea arabă, pentru că nu pot să existe pe același munte și moschia lui Omar și templul, noul templu al lui Solomon. Dar lucrurile acestea, deși sunt atât de mult așteptate, ele nu au un fundament din punct de vedere biblic. Mulțumesc că sunteți aici și mergem mai departe. Creștinii din Pakistan trăiesc cu frică după arderea Coranului în Suedia. Episcopii europeni condamnă arderea Coranului, iar Uniunea Europeană vrea să garanteze un respect mai mare pentru religii și simboluri sacre. Vine cu detalii Janina Mihalache, specialist PR, coproducător pentru emisiunea Lumea Religioasă Azi. Bine ai revenit, Janina Mihalache. Bine v-am regăsit. Ce se întâmplă în Pakistan? Cât de numeroasă este comunitatea creștină și de ce acțiunea din Suedia creează neliniște între creștinii din Pakistan? Prăpastia dintre creștini și musulmani, în primul rând, s-a adâncit și mai mult în ultimele două săptămâni din anul acesta în Pakistan, iar comunitatea creștinilor s-a instalat panică. Acest lucru se întâmplă în urma evenimentelor petrecute în Suedia la sfârșitul lunii iunie, când un bărbat în vârstă de 37 de ani, de origine irachiană, a ars pagini dintr-un Coran în fața celei mai mari moschei din Stockholm. Nu este de mirare că acest eveniment a adus teama în rândul creștinilor din Pakistan, pentru că, firește, gestul a stârnit furia întregii lumi musulmane, potrivit AFP, citată de Agence Press. În Pakistan, primul ministru, Shahbaz Sharif, a cerut vineri o zi de proteste care a coincis cu o dezbatere în Parlamentul Pakistanului pe tema arderii Coranului. Însă, de partea cealaltă, Centrul pentru Asistență Juridică, CLAS, care oferă această asistență creștinilor persecutați din Pakistan, a declarat că protestul a fost unul regretabil și că acum comunitatea creștină se confruntă cu amenințări la adresa bisericilor și comunității din care fac parte, în ciuda faptului că această comunitate s-a pronunțat cu tărie împotriva arderii Coranului. Potrivit tot CLAS, gruparea extremistă Lej a cerut răzbunare împotriva creștinilor din Pakistan, acestea incluzând atacuri asupra bisericilor, dar și asupra persoanelor. Tot purtătorul de cuvânt CLAS a anunțat că nicio biserică sau creștin de atunci nu este în siguranță în Pakistan. În Pakistan trăiesc 3 milioane de creștini, și da, vorbim despre 1,6% din populația acestei țări. Așadar, comunitatea creștină din Pakistan nu se simte în siguranță. Se va acționa în zona guvernamentală pentru protecția creștinilor? Ce spune presa internațională? Nu știm care vor fi deciziile finale, însă directorul CLAS UK solicită guvernului pakistanez să protejeze minoritatea creștină din țară. De asemenea, el cere comunității internaționale să se implice urgent și să ridice problema siguranței creștinilor în discuțiile cu liderii pakistanezi. Spune el, este crucial ca guvernul pakistanez să ia măsuri imediate pentru a asigura siguranța și protecția comunității creștine, precum și a locuințelor și lăcașurilor de cult. A încheiat el. Episcopii europeni au și ei un cuvânt de spus, transmit și condamnă arderea Coranului din Suedia. Dar interesant și de așteptat și de salutat, Uniunea Europeană vrea să garanteze un respect mai mare pentru religii și simboluri sacre. Poți să ne oferi mai multe detalii despre aceste tendințe și aceste, să spunem, lor de poziție? Chiar sunt niște lor de poziție referitoare la evenimentele de la sfârșitul lunii iunie și există și niște declarații. Unul dintre exemple este într-adevăr Comisia Conferințelor Episcopale a Uniunii Europene, care au publicat pe rețelele de socializare un mesaj de solidaritate cu comunitatea musulmană. Toți membrii Comisiei au atașat o declarație a Consiliului European a liderilor musulmanilor, semnată de președintele său,
pe care au semnat-o și ei de asemenea. Există și opoziția Papei Francisc, care este una de dezgust la adresa acestei acțiuni, conform declarației sale de săptămâna trecută, și chiar președintele Consiliului Creștin Suedez a emis o declarație prin care condamnă acest act, spunând, citez, ca biserici creștine apărăm dreptul fiecărei persoane de practicare a credinței, indiferent de religia sa. Janina Mihalache, mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! Mare drag, o zi frumoasă! În studio alături de mine continuă să comenteze pastorul Lucian Floricel. Iată, episcopii europeni condamnă arderea Coranului în Suedia, creștinii pakistanezi din Pakistan se simt amenințați, episcopii ies și ei și au un mesaj de opoziție. Cum comentați toate aceste luări de poziție pe de-o parte și adaug cumva, din nefericire, pe site-urile noastre, pe pagina de YouTube, am văzut persoane că spuneau foarte bine că au ars-o și așa nu conține adevărul lui Dumnezeu, tot ce nu conține adevărul lui Dumnezeu trebuie ars, deci și Coranul trebuie ars. Da, din păcate, o astfel de atitudine este larg răspândită. Pentru că, până la urmă, noi nu am învățat încă legea toleranței, legea respectului. Deși Domnul Hristos a vorbit atât de frumos și atât de clar despre respectul pe care ar trebui să-l avem pentru ceilalți, chiar dacă nu sunt de aceeași poziție cu noi. Însă este în firea noastră să reacționăm așa dacă nu ne impunem prin educație și mai ales prin spiritualitate, prin înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, să-i respectăm pe ceilalți chiar dacă sunt diferiți. Acum, întorcându-ne la problema din Pakistan, eu nu cred că doar credincioșii din Pakistan, creștinii din Pakistan sunt în pericol, acolo doar s-au pronunțat. Dar sunt alte zone ale lumii în care nu s-au pronunțat atât de public, atât de categoric, dar unde în mod radical se manifestă împotriva creștinilor. Să nu uităm de ultimele evenimente din partea de nord a Africii, atâția creștini care sunt omorâți de acele grupări islamiste și nu așteaptă de fapt decât câte un astfel de eveniment pentru ca flăcările să fie aprinse din nou. Vorbeam în momentul în care a fost dat foc acelui Coran, vorbeam despre faptul că totuși nu a fost un creștin, a fost chiar un irachian. Exact. A fost cineva care a făcut lucrul acesta mai degrabă ca o reacție la ce i s-a întâmplat lui personal, familiei lui. Nu avem detalii, să nu uităm că este conflict între diferitele grupări islamiste, cel puțin cele două mari grupări, șiiți și suniți, care nu se înțeleg între ei. În același timp, totuși, trebuie să mergem pe ideea aceasta de respect și dacă în cele din urmă, la nivel european, se va hotărâ și poate că nu este rău să fie mai mult respect pentru toate simbolurile religioase, pentru toate simbolurile creștine, nu ar fi nimic rău. Să nu uităm că dacă acum a suferit Coranul, de cele mai multe ori a suferit Biblia. Și au suferit simbolurile creștine, nu în alte părți, chiar în Europa. Și este o problemă de respect și de ce nu chiar și de civilizație. Nu este vorba de a impune, ci de a-l respecta pe cel de lângă tine așa cum este el. Mergem mai departe. Guvernul din Belarus ia în considerare înăsprirea legilor cu privire la organizațiile religioase. Vine cu detalii Aurel Vișovan. Guvernul belarusian ia în considerare înăsprirea legilor cu privire la organizațiile religioase. Belarus modifică legea privind libertatea de conștiință și organizațiile religioase. Noile modificări ar putea merge chiar până la abolirea libertății de conștiință. Potrivit lui Alexander Rumac, comisar pentru afaceri religioase și etnice, modificările sunt necesare pentru a face legea mai aplicabilă, pentru a alinia la Constituție și pentru a moderniza relațiile dintre autorități și organizațiile religioase. Odată cu aceste modificări, legea din Belarus va fi asemănătoare legilor restrictive din Rusia, Uzbekistan și Kazahstan.
Deși comisarul Rumac asigură bisericile de faptul că nu vor suferi consecințe negative din punct de vedere social, financiar și economic, totuși, organizațiile religioase sunt îngrijorate. Pe de o parte, interzicând activitățile politice pe proprietatea religioasă, iar pe de altă parte, conferindu-i comisarului puterea exclusivă de a pune capăt oricăror evenimente religioase. Amendamentele sunt formulate în așa fel încât oferă mai multă autoritate comisarului pentru afaceri religioase și etnice. În plus, obținerea înregistrării, care va deveni obligatorie pentru organizațiile religioase, va îngreuna procesul de desfășurare a serviciilor de cult. În cazul în care modificările intră în vigoare, organizațiile pot obține o astfel de înregistrare doar dacă au fost active pe teritoriul Belarus timp de cel puțin 30 de ani. De asemenea, acestea trebuie să fie formate din cel puțin 15 comunități. În același timp, legea specifică faptul că activitățile organizațiilor religioase neregistrate sunt interzise și că numai un cetățean belarus poate conduce o organizație religioasă. Lista motivelor pentru care o biserică poate fi închisă este și ea extinsă. Modificările sporesc de asemenea puterea autorităților locale de a controla organizațiile religioase și de a efectua inspecții. Activitățile religioase sunt permise doar pe proprietățile religioase și, prin urmare, rugăciunea nu poate avea loc într-o clădire publică sau în spații rezidențiale. De asemenea, literatura religioasă ar trebui să fie limitată la clădirile religioase, se arată în amendament. Acest lucru ridică întrebarea dacă bibliotecile universitare, de exemplu, mai au voie să păstreze Biblii și Coranuri sau alte cărți sacre. Dacă aceste modificări vor intra în vigoare, oamenii vor avea șansa de a vedea religia secolului 21 în forma în care a fost trăită în timpul comunismului. Totul închis între pereții bisericii, lumina despre care Mântuitorul ne-a spus că trebuie să lumineze lumea, va fi pusă din nou sub obroc. Și obrocul, adică guvernul, va fi gata să persecute pe oricine încearcă să iasă de sub tutela lui. Se pare că istoria stă să se repete. În astfel de vremuri, fie că trăim în Belarus sau în orice altă țară unde acest drept fundamental al omului este violat, avem nevoie să ne amintim cuvintele lui Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 10 cu versetul 18. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Pastorul Lucian Floricel este în continuare aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Haideți să vedem de ce un guvern, în speță guvernul din Belarus, vrea să înăsprească legile cu privire la organizațiile religioase. Să nu uităm, vrea să facă un guvern să nu așa uităm ceva? Că Belarusul este acum un fel de anexă a Rusiei. Rusia a schimbat legile religioase, știm de restrângerile religioase cu care se confruntă credincioșii din Rusia și din teritoriile ocupate, biserici protestante care au fost închise. Aș vrea să observați termenul de 30 de ani. Propriu zis, doar s-a terminat comunismul și de atunci până acum sunt vreo 30 de ani. Puțin peste 30 de ani. Asta înseamnă că, în realitate, cei care nu au avut o activitate în perioada comunistă n-ar putea să aibă activitate și de acum înainte. Este un mare pas înapoi. De fapt, nici nu vorbim de o democrație acolo, pentru că știm cu toții că Lukashenko este unul dintre ultimii dictatori din Europa. Aș mai spune ceva, poate pentru vremurile care vin. Noi ar trebui să înțelegem că atunci când se deschid niște uși, ușile acelea sunt deschise de Dumnezeu în anumite țări, pentru ca acolo să pătrundă Evanghelia. Dacă nu faci lucrul acesta atunci când porțile sunt deschise, nu vei ști niciodată când ele se vor închide din nou și o mare șansă de a duce vestea bună, lumina, de a ajunge la cât mai mulți oameni, șansa aceea se poate închide. Bineînțeles că Dumnezeu știe lucrul acesta, dar în același timp, pentru noi, cei care știm că trebuie să se întâmple lucrul acesta și Evanghelia, aceasta împărăției, să fie propovăduită în toată lumea și să ajungă la orice făptură,
ar trebui ca fiecare oportunitate, fiecare ocazie să fie folosită pentru ca Evanghelia să ajungă. Mă bucur foarte mult pentru ocaziile pe care le-au avut pastori, evangheliști care au mers în Rusia, care au mers în Ucraina, în Moldova și în alte zone ale fostei Uniuni Sovietice și nu se știe dacă pentru zonele acelea vor mai fi astfel de ocazii în timpul imediat următor. De aceea, dacă ar fi un îndemn pentru cei care ne ascultă, nu numai să ne rugăm pentru credincioșii de acolo, dar să nu uităm că aceste oportunități de a duce Evanghelia sunt acum și aici, și trebuie folosite în modul cel mai înțelept posibil. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și plăcere la următoarea emisiune. Să ne vedem mâine la aceeași oră. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune vă doresc! We'll be right back.